articol cine a fost regizorul Mircea Mureșan care a devenit celebru după toate pânzele sus. Mircea Mureșan, devenit celebru după lansarea serialului Toate pânzele sus, a decedat la vârsta de 91 de ani. Tristul anunț a fost făcut de președintele Uniunii Cineștilor din România. S-a stins din viață un mare regizor. Mircea Mureșan, un fondator al filmului românesc, un om care a dăruit filme de excepție. Un om care s-a dăruit cinematografului și breslei cineștilor. În aceste momente, Uniunea Cineștilor din România deplânge dispariția marelui creator, a anunțat Laurențiu Damian, președintele Uniunii Cineștilor din România. Citește și gafă mare în televiziune. Un reporter și-a filmat din greșeală soțul care era la duș. Imaginile au devenit virale. Cine a fost regizorul Mircea Mureșan care a devenit celebru după toate pânzele sus? Mircea Mureșan s-a născut la 11 noiembrie 1928 la Sibiu. Debutează în film după absolvirea în 1955 a IAT și dobândește consacrarea cu Răscoala, 1965, film premiat la Festivalul de la Cannes 1966. A fost unul dintre cei mai apreciați cineasti care a dobândit notorietate internațională prin premiul Premiere Oeuvre obținut la Cannes în 1966. Citește și, Cartea Femei de Oscar este disponibilă la Librex, cu transport gratuit. Comandă și bucurate de unul dintre cele mai așteptate titluri ale anului. Încă din copilărie, Mircea Mureșan visa să facă filme, după ce a văzut la 11 ani clasicul Gunga din virgulă cu Cary Grant și Joan Fontaine. Își imagina că ramele unui tablou de pe perete marchează un mic ecran, unde se petrec multe întâmplări pe care el le putea urmări stând în pat. Citește și, Nelu Bălășoiu a fost înmormântat. Artistul nu a putut fi condus pe ultimul drum de toți care l-au apreciat. Filmul a primit prix de la Premiere Oeuvre și a fost nominalizat la Palme d'Or. A fost vicepreședinte al Asociației Cineștilor, ACIN, între 1974-1989. A regizat 21 de filme, dintre care 9 după scenarii proprii sau scrise în colaborare. În toată cariera sa n-a avut decât 3 filme care n-au atins milionul de spectatori în cinematografe și, spre deosebire ceilalți colegi, a reușit să scoată pe piață 2 filme care au reușit această performanță și după 1990. Miss Litoral și a doua cădere a Constantinopolului virgulă care au adunat 1. ...387.903, respectiv 1.319.161 de bilete vândute.